Salutare, salutare, prieteni! Astăzi avem un test de făcut pentru tractoraș și anume o să vă arăt acum imediat. Să vă arăt ce a crescut în livadă, ce iarbă, după atâtea ploi care au căzut. Deci e ceva fantastic. Mai mi s-a întâmplat așa acum 2 ani când n-am putut să dau cu tractorașul din cauza tot la ploi, pentru că a plouat mult și n-am reușit să dau la timp și a crescut ceva fantastic. Să vedem și mai încolo, aici e partea cea mai ușoară, ca să zic așa, tocmai în capătul livezii, e ceva fantastic acolo. Așa. O să merg și tocmai în capăt ca să vedeți și ce este acolo în partea dreaptă. Aici e mai ușor, mai e și pământ liber. Dar să vedeți ce este tocmai în capăt. Ia uitați aici. E ceva fantastic, de mare. Acesta are 50 de centimetri, cred. Vine aproape până la genunchi. Chiar până la genunchi îmi vine. Acesta are o jumătate de metru. Pâlcul ăsta aici. Mai aici, mai în dreapta livezii, e mai liber, dar aici, în partea stângă, spre porumb. Au, de ce aici? E ceva fantastic. Să vedem cum se descurcă tractorașul în astfel de bălării. Mă rog, teoretic ar trebui să le cosesc mai întâi și apoi să bag tractorașul. Numai că nu am nimic motorizat sau electric de cosit, decât la mână, la coasă, ceea ce nu-mi convine deloc. Așa că, uite că m-am mutat după iarbă, e 7 dimineața. Așa că o să bag direct tractorașul. Aici este capătul livezii. Așa. Unde am plantat un nuc. Văd că s-a prins. Și e frumos. Iar și aici, în capăt de tot, văd că e foarte mic, deci e ok. Doar aici, partea asta. Ne uităm noi acum în partea dreaptă și puțin în capăt aici, în partea stângă, e dezastru. Însă, din experiență, tractorul se descurcă. Și încă se descurcă foarte bine, atât că doar trebuie să desfac frezele, pentru că se mai învârte iarba asta, se mai învârte pe freze. Toată chestia, tot secretul este să nu mergi repede cu tractorașul și să-l ții mai pe loc, ca să aibă timp să toace iarba. Da. No, hai să-l vedem la treabă.
benzină de 99. De 5 ore mai rămân. O să-mi iau toată ziua, până de seară. Am destul timp. Fratele meu, a fost o ploaie torențială aici, cu furtună, nenorocire. N-am putut să dau decât un interval de lână asta de copaci și să dau în capete. Acum s-a uscat, nici măcar n-am putut să filmez cât de tare a plouat, a venit și cu piatră. Bine că copacii văd că sunt în picioare. Și cred că aici, în partea stângă, nu mai pot să mă apropii cu tractorașul. Deja e super... O să-i dau cu erbicid în partea stângă. E nenorocire, deci chiar nu se mai poate intra. Efectiv, la 2 metri s-a încărcat frezele, adică mai mare e munca decât... chin mare. Iar în partea dreaptă, unde se mai vedea pământul,
A mai crescut iarba, dar totuși e ok, adică e mai bine. Deci ar fi două intervale de copaci până la porumbul vecinul. Și este mult mai ok. Aici în capăt am pâlcul ăsta de nu știu ce bălărie e asta, până acum noi n-am avut așa ceva în curte. Aici e un picuț de muncă, pâlcul ăsta. Aici, într-adevăr, o să am puțin fel de furcă. Dar totuși parcă n-aș vrea să-i dau cu herbicid. Mă oferesc să dau cu herbicid prin curte. Este toxic și nu este prea sănătos. Aici am dat în capăt, mă rog, acum o să bată soarele în obiectiv. O să încerc să pun mâna cumva. Deci atât am apucat să dau. Deci așa de mare a fost ploaia, încât aici, unde se vede pământul, unde am dat cu tractorașul, doar câteva locuri de pământ se mai vedea. Restul era apă, ziceai că e lac. Parcă nu aveam pământ aici, era lac. Da. Cam așa stau treburile la momentul acesta. Și acum să-i dăm bătaie. Gata, la treabă. Gata, l-am terminat. Intervalul. Aici erau bălările alea multe. Le-am executat. Dar a trebuit să-i dau de două ori. S-a făcut 8 seara. Nu știu cât de bine se vede, dar oricum o să mai filmez și mâine. Eu zic că a ieșit destul de bine. Destul de bine. Mă rog, au mai rămas niște rădăcini, dar astea sunt scoase, sunt tocate, decât că trebuie să am grijă să nu se prindă. Aici, în partea asta unde am dat, bine că aș începe ploaia imediat, sunt locuri unde s-a prins. Uite, se vede pe acolo rădăcini care nu le-a tocat și s-au prins. Și cam atâta pe ziua de astăzi. Mâine se vede. Gata, a venit și a doua zi. Acum voi continua. Să le vin de hac și la cele din dreapta. Aici a făcut că s-a uscat bine. Chiar foarte bine s-au uscat cele care au rămas. Le ars soarele bine de tot. Gata, la treabă. Aici iar am în capăt un pâlc de bălării. E continuarea la astea de aici. Uite, nici bălăriile astea nu le-am avut noi în curte. Unii zic ardeiul braștii, alții ardeiul porcului, ardeiul bălării. Bălării, frate, când plouă, așa că sunt anii ăștia ploiuși, e nenorocire. Uite, dar le dau eu de cap și la astea. Da, continuăm. Ne băgăm puțin la umbră. Arde tare după soarele ăsta. Uite așa puțin la umbrăț. Așa, ce bine!
nebunie, frate. Nebunie mare. Ia să văd frezele acum. Ia uite cât am mai terminat. Vai de capul meu. Da. Mare nebunie. Arată că am obosit. El ca el, dar eu... Gata, l-am executat. Am terminat. Aici era ce v-am arătat astăzi. Am reușit și am dat în capăt încă o dată. Aici unde planta nucul. Pentru că... riscam să crească din nou, pentru că a plouat imediat și... Na. Eu zic că a ieșit destul de bine. Nu se mai vede pic de iarbă. A tocat-o, a mărunțit-o, a îngropat-o. Cam așa se vede ceea ce am făcut astăzi. Am dat și aici pe intervalul ăsta, unde a dat înainte să înceapă ploaia. Aici am dat ieri, să cunoști că mi-a uscat. Și să știți că ce-a mai rămas le-a pălit. Am rămas așa niște fericele, niște rădăcini, dar le-a pălit soarele, ars tare și le-a pălit. Așa, și aici am dat intervalul ăsta, unde dădusem înainte să înceapă ploaia. L-am aranjat și pe ăsta. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Eu zic că am făcut o treabă destul de frumoasă. E adevărat că am început puțin la bălăriile alea, aici, în capăt. Dar a ieșit până la urmă, le-am făcut. Dacă era peste tot la fel, nu mai mă apucam. Deci era o muncă colosală. Dar pentru că a fost doar așa puțin în capăt, a mers. Iar aici, pe dânsele, erbicid. Am fost astăzi și am cumpărat erbicid. Ia uite cât e de mare. Deci e fantastic. Deja asta, uite, îmi vine până la aproape de vorbire. E groaznic ce e aici. Cam atâta cu lucrarea asta. Dacă v-a fost de folos experiența mea cu aceste bălării, lăsați un like, un subscribe. Cam atât pentru data asta. Vă salut, eu sunt Nichi. Pe curând! Iată cum arată locul după ce am dat cu erbicid. Într-adevăr, am mâncat toată iarba. Numai că, iată ce s-a întâmplat cu acest copățel. Cu toate că eu n-am dat cu erbicid până la rădăcina lui, este singurul dintre toți care a fost afectat. Câteva crenguțe pe partea asta s-a uscat. Doar pe partea asta. Pe partea asta nu. Aici e verde, e frumos. Pe partea cu porumbul, cu toate că și pe partea asta am dat cu erbicid. Dar pe partea asta a fost afectat. N-am dat până la rădăcina lui, am dat cam la o jumătate de metru distanță. La toți copacii la fel am făcut. Dar asta e singurul
care a fost afectat, îmi pare rău de el. Sper să salvez până la urmă, să nu se usuce de tot. Ăsta ca aici, pe lângă porumb, e un rând de migdali. Acolo e o pauză unde nu s-au prins, dar o să-i completez. Și dacă vă amintesc, cum vă spuneam, herbicidul este bun, într-adevăr. Îți ușurează munca, dar este foarte periculos. Este foarte periculos. În rest, niciun copac n-a fost afectat. Însă, ăsta care vi l-am arătat, a fost afectat. Cred că este prima și ultima oară când dau cu herbicid. Până acum eu n-am dat cu herbicid. Tot prin motivele care vi le spuneam. Dar asta e ultima dată când dau cu herbicid.